Trăim cu toții acum într-o lume în care suntem mereu pe fugă, trebuie să avem grijă totuși și ce mâncăm în pauze, vrem ceva gustos, dar și rapid, astfel încât să avem timp și pentru puțină odihnă. Foarte populare peste hotare sunt food truck-urile, sau mai bine spus, bucătăriile pe roți. Iar o astfel de bucătărie a apărut în premieră și la noi în capitală. Cum arată și cum se gătește în ea, aflăm în câteva secunde. Necesitățile actuale cer soluții actuale. Dacă noi nu prea reușim să ajungem la restaurante, vin ele la noi, într-un format mai neobișnuit, adică pe roți. Foarte populare peste hotare, food truck-urile au trecut și granița țării noastre. Мы ломаем стереотипы вот этим фудтраком. Полноценный ресторан на колесах, укомплектован профессиональным оборудованием. Мы можем воспроизводить, в принципе, любую концепцию, любую еду, начиная от простого стритфуда, заканчивая высокой кухней, стейками и тому подобным. То есть безграничные возможности. Conceptul a fost gândit de bucătarul șef și echipa acestuia timp de aproximativ jumătate de an. Это полностью сделано под мой проект, под наш заказ. Мы постарались сделать все самое лучшее, настроенное на то, чтобы можно было за 12 часов 1000 человек обслужить. Diferența dintre o bucătărie obișnuită și una pe roți este spațiul care este la dispoziție. Dar și așa aici se poate lucra. Работников в фудтраке может быть 6 человек. То есть 2 бармена работают и 4 повара. Totuși, cel mai dificil pentru astfel de restaurante este stabilirea meniului. Meniul всегда зависит от локации, то есть от того места, где вы находитесь. У людей нету много времени ждать, и поэтому меню, соответственно, должно быть более быстрое. В частности, здесь мы будем готовить шаверму, такую, которую в городе нету, то есть я ее разрабатывал очень долго. Мы будем готовить несколько видов куриных крылышек. Мы будем готовить фалафель. Apropo, designul futuristic al localului pe patru roți atrage nemijlocit privirile oamenilor, dar și clienții dornici de ceva nou. Все очень сильно удивляются, потому что не видели еще такого в Кишиневе. Всем интересно, все просятся зайти вовнутрь, посмотреть, то есть оценить. Кто-то задает профессиональные вопросы. Приходят мои коллеги, шеф-повара с других ресторанов, с других проектов, спрашивают, как работает вытяжка, как с водой вы решили. Cei care au reușit să se înfrupte din bucatele servite aici au rămas impresionați. Este foarte gustoasă, este ceea ce îmi place mie. În genere, eu cred că cultura street food, care nu există la noi în Moldova, ar trebui să apară, că avem ce pune pe street food. Și eu aștept să apară mai multe locuri de genul ăsta. Proprietarul restaurantului pe patru roți vrea să se facă cunoscut și în afara țării, urmând ca în cel mai apropiat timp să meargă la câteva festivaluri din România și Ucraina.